bine ai venit. Vreau să sunt. Bine ce ai venit. Ce faci, domnul? Salut. Ce faci? Nu ne-am mai nu ne-am văzut de foarte mult timp și mă bucur că am venit la voi. Unde e prima oară? E prima oară când vin la platou. Unde ai dispărut? Unde e umblat? Mă explică-mi și mie unde. Păi unde piesele astea se fac singure? Că vacanțe n-am luat dacă stai la asta vă gândiți. Stai, nu se fac singure? Eu știam că se fac singure. Se fac singure, nu? Da? M-a ocupat foarte mult. Așa, ai stat în studio, acolo ai lucrat? Și acum vin tot de la studio. Da? Da, de la 8 dimineața și până la 10 jumate. Auzi, am fost la studio. Adică, tu ești băiat serios, dar sunt băieți care zic că stau la studio și de fapt nu stau la studio. Da. No, proba, proba o găsiți pe YouTube. Piesele sunt noi, ard, videoclipurile. Vă dați seama că la mine toată lumea crede că este o echipă mare a studio. Dar nu este, suntem 3-4 băieți care muncim de dimineață până seara să iasă ce vedeți. Ce ai mai făcut? Mi-ar trebui cu ce te mai mulți. Lauzi? Păi cu ce să mă laud? Mă laud că am lansat o piesă nouă, se numește Să cântem muzica. Are și un videoclip care cred eu că este foarte frumos. Îl puteți găsi pe canalul meu YouTube. Ai mai filmat ceva? Ai mai stat în vreun fric? Da. Anul acesta nu prea am avut parte de concedii. Drept urmare de sărbători acum sper să-mi iasă și să reușesc să-mi iau un concediu. Eu n-am avut concediu nici în vară. Cum de sărbători? Voi nu cântați de sărbători? Asta vă am să zic. Păi da, fii atent. Normal ar trebui așa. Normal ar trebui vara după 1 ianuarie să cânte, lanțul, să se cânte în mai, să se cânte în august. Eu am cântat tot timpul. Mi s-au cerut vacanțe. Nu stop și post, pentru că eu am și cluburi. Și a avut cântări de post. Exact. Păi adică sunt cântări de post. Păi exact, pentru că eu nu merg să cânt numai la nunți sau la botezuri. Eu am și spectacole, am și concerte, cluburi și așa mai departe. Și a fost foarte, foarte aglomerat și n-am apucat să iau absolut nicio vacanță. Am avut un city break de 2 zile la Paris, în care am fost cu Daniela Gheorfi și cu George Tal și cu copiii, am ajuns la Disneyland 2 zile și cam asta a fost tot ce a fost anul ăsta. Și băiatul mi-a spus, tati, te rog frumos, de Crăciun facem și noi ceva, ne duci și pe noi, ne plimbi. Și unde? Unde? Și aveam altceva de făcut de Crăciun. Și am renunțat la Crăciun, zic, hai că facem treaba asta și... Familia întotdeauna. Și unde? Da. Înainte să cântăm. Păi, acum doarme băiatul și pot să spun, vreau să-l duc în Palma de Mallorca. Frumos. Da, pentru că am cunoscut. Cumnatul meu s-a întors recent din Palma de Mallorca și mi-a spus că este foarte, foarte frumos, frumos. Și vreau să vizite și eu. Știu că normal ar trebui să merg vara, dar eu am deja luat vara, deci eu nu mai am la vară, iarăși n-am niciun concediu, da. Și acum sper să reușesc, da. Doamnelor și domnilor, vine azi împreună cu noi, o să vină și dansatoarele ca să fie treaba bună. Da. Foarte frumos, în Spania e frumos, așa și e că climă superb și mănânci foarte, foarte bine. Aș fi vrut să merg mai în vară, dar am înțeles că este ok. Și câte zile o să 19-20 de grade. Păi tot Crăciunul și cam până pe 2 ianuarie. E bine, o vacanță mai lungită deja. Păi nu sunt multe zile, 5-6 zile. Da, hai, l-a cântat o săptămână. Se